Se pot recupera datele fără a plăti? Cui pot cere ajutorul și cum abordez problema? Fie că suntem noi înșine victime, fie că ajutăm un prieten sau facem parte din echipa de securitate a unei companii, în deciziile care se iau contează foarte mult evaluarea realistă a situației. Încerc acum să vă fac o scurtă fișă de evaluare. Argumentele atacatorilor. Imposibilitatea obținerii de ajutor de la poliție și autorități. Din punct de vedere juridic, avem de a face cu cel puțin două fapte penale. Teoretic, am putea avea concursul statului. În realitate însă, autorii se pot afla oriunde în lume, iar automatizarea procesului și întreg lanțul de tehnici utilizate pentru anonimizare face aproape imposibil acest ajutor în timp util. Simpla expertizare a sistemului informatic nu va conduce niciodată direct la atacator. Nu înseamnă însă că nu ar trebui depusă plângere penală, situație care necesită atenție în a nu compromite probe prin intervenția asupra datelor. Datele sunt practic imposibil de decriptat cu mijloacele aflate la dispoziție și într-un timp rezonabil, pentru a nu produce consecințe asupra afacerii sau vieții personale. Companiile de securitate au încercat și încearcă diverse metode, oferind fie servicii online, fie produse software care încearcă identificarea cheii respective, dar și acestea pe moment depind de norocul ca investigatorii să descopere baze de date cu chei de decriptare. Factorul timp. În cazul unor atacuri, în 7 zile se dublează prețul răscumpărării, pentru a spori presiunea în luarea deciziei de a plăti. Atacul nu ar fi posibil fără două componente psihologice cheie. 1. Nu facem o obișnuință din a efectua copii de rezervă, adică backup-uri, la datele informatice, deși poate pentru noi ele sunt singurul capital important. Și 2. Panica de moment pe care o generează amenințarea cu pierderea tuturor datelor, mai ales că tindem să păstrăm în același sistem informatic tot ce am adunat în timp. Iar când suntem în panică, plătim aproape imediat. Impactul financiar. Fie că vorbim de munca proprie din care obținem venituri, fie că, în cazul companiilor, vorbim de punerea în pericol a afacerii prin pagube materiale sau afectarea renumelui, o evaluare corectă a opțiunilor trebuie să cuantifice și acest aspect pe care se bazează și atacatorii de altfel. Devirusarea sistemului informatic nu decriptează datele, nefiind neapărat alegerea logică imediată. Prin devirusarea sistemului informatic, este doar curățat de virusul propriu-zis, datele rămânând encriptate, fiind în același timp șterse urmele care ar putea constitui probe în cazul în care cerem ajutorul autorităților. Iată un set de întrebări la care ar fi indicat să răspundem în timp scurt, cerând și ajutorul specialiștilor pentru unele răspunsuri, astfel încât să adoptăm strategic o decizie. După șocul inițial, dat fiind factorul timp, este importantă perceperea argumentelor atacatorilor și trecerea rapidă la evaluarea și decizia cu privire la situația creată. Este de la sine înțeleasă încercarea de a nu plăti răscumpărarea, dar decizia trebuie să fie luată în cunoștință de cauză și în urma unei atente cântăriri a consecințelor. Cât de importante sunt acele date și documente per ansamblu? Care este repartizarea pe categorii a pagubelor posibile? Materiale, sentimentale și așa mai departe. Câte backup-uri sau restore avem în sistem și cât de vechi sunt acestea?
La ce riscuri de altă natură ne expunem dacă recuperarea nu reușește? Riscuri, de exemplu, juridice sau pierderea jobului. Este suma plătită ca răscumpărare mai mică sau mai mare decât costul în ore de muncă pentru a aduce la zi datele de la nivelul de la care putem recupera? Aceste întrebări sunt mai mult generice. Acestea și altele pot ajuta la luarea unei decizii, mai ales în cazul companiilor, unde, de altfel, dacă s-a ajuns la situația sechestrării datelor informatice, ar fi fost mulți alți pași de făcut pentru a preveni incidentul. Prevenția este singurul ajutor real în acest caz. Atenția specială de care a beneficiat în ultimul timp fenomenul, deși nu este unul nou apărut, are rolul de a trage un semnal de alarmă. Deși este o faptă penală, doar prevenția ne poate ajuta, autoritățile neavând cum. Efectuarea frecventă de copii de rezervă a datelor pe alte sisteme și medii de stocare va trebui să ne intre în reflex și se poate automatiza. La aceasta putem adăuga un antivirus și un sistem de operare adus la zi. Pentru companii, politicile de securitate pornesc de la a renunța la ținerea tuturor datelor într-un singur coș, cum se spune, alocând sisteme separate pentru procesele cheie.